dezamăgitor referitor la ceea ce se întâmplă acolo. Adică stau și mă gândesc dacă nu beneficiau de acei fani care săracii își dau și viața, vorba aia, pentru culori, ce se întâmpla cu clubul Dinamo, un club de tradiție care nu mai are nevoie de prezentări. Să ajungi să te chinui de la lună la lună să nu știi cum să mai scoți cămașa. Când împaci jucătorii, intervin alte. Eu nu știu cum a fost posibil ca la un club ca și Dinamo să fie adus jucătorii, am citit de, nu mi-a venit să cred, portar spaniol 40 de ani, ieșea la pensie mâine, voi mâine, cu contract de 30.000 pe lună, în ideea care n-a apărat niciun de la nivel înalt. Și ca el, mulți alții. Pe cine răspunde Pe pentru Cortaseru, alegerile acest respective? Cortaseru care e dispărut. Nici nu știm dacă există cu adevărat Cortaseru. Cum e ca un om să preia frâiele clubului atât de important cum este Dinamo și să nu fie văzut cu lunile? Să nu, adică, cum este posibil așa ceva în România? Adică chiar am ajuns de râsul lumii. Păi Nu uite, mai acum avem în momentul de față... patroni, nu mai avem, nu știu,